Da. Alo? Alo. Bună ziua! Bună ziua. Domnișoara Iolanda? Da. Doctorul sunt. Bună ziua, domnul doctor. Spuneți. V-am sunat să vă întreb o chestiune. Spuneți. E o chestiune mai delicată și vreau să fiți foarte sinceră cu mine. Ați avut luna trecută gărzi de noapte Da, am avut. și îl cunoașteți pe un anume Ciprian? Mi-a fost pacient, da, dacă mi-aduc bine aminte. E un băiat tânăr care a stat în spital la noi internat. În calitate de pacient, da, îl știu. Și ați mai avut și altă calitate față de el? Despre ce vorbiți? Dacă ați mai avut și altă legătură cu acest băiat? Nu am mai avut. Îl cunoșteați dinainte de a se interna în spital? Nu, eu nu știu mai mult decât atât. A fost internat, am avut grijă de el și atât. Avem o reclamație de la un pacient, un alt pacient, care mi-a zis niște lucruri mai puțin plăcute. Sunteți căsătorită din câte știu eu? Da, de un an de zile sunt căsătorită. Dar spuneți, vă rog, ce aveți de zis? Păi, eu am înțeles că ați avut o relație nepotrivită cu acest pacient al nostru, ceea ce este deosebit de grav. Doamne ferește, dar Păi, niciodată n-am făcut lucruri din astea eu. e o reclamație din partea unui pacient care știa lucrul ăsta. Dar ce pacient? A fost pe salon cu el, deci un pacient care a fost pe salon cu acest băiat despre care e vorba, despre. Vă spun sincer că nu s-a întâmplat nimic. Urmează să facem Aoleu. disponibilizări. Și crede-mă, Dar eu țin mult la slujba asta și nu. între a fi șomeră și a fi un medic de succes, stă semnătura mea, da? Deci, Știu asta, domnul doctor. eu mă ocup personal, da? Eu te dau afară din spital. Dacă tu nu-mi recunoști treaba asta și îmi spui exact ce s-a întâmplat, voi face toate demersurile pentru a fi aruncată din spital. Eu am înțeles că tu ai mai fost anul trecut cu un doctor de la noi din spital. Da, am fost câteva luni cu domnul doctor Cristian. Aha. Asta înainte să fiu căsătorită, deci nu avea nicio treabă, nicio legătură. Am informații de la colegii asistente că vă închideați în timpul gărzii în cabinet la el și se întâmplau lucruri pe acolo. Cum să vă zic? Domnul doctor, dar mi-e jenă să vă recunosc dumneavoastră așa ceva. Cum să vă zic? Că aveți dreptate, că am făcut așa. Vă dați seama, mi-e și mie rușine. Ce să zic, acum nu aș mai face. Îți recunoști vina? Da, acum a recunoscut. Bun, și cu pacientul Ciprian, cum a fost? Domnul doctor, spuneți-mi altceva, să vă, nu știu, pedepsiți-mă într-un fel, dar nu-mi luați nici slujba. Vă rog mult. Tu recunoaște mie, eu sunt sigur de anumite chestiuni, da? Nu mă înșel, da? Și a venit omul respectiv la noi, mai avem și mărturia unei colegi asistente care mi-a zis că a lipsit un timp la gardă, că erai toată ziua bot în bot cu. Cine? Îmi puteți spune? Vă rog. Cineva din spital mi-a povestit despre tine, da? Deci cineva din spital mi-a spus că Da, tu cu m-ați scuzat, Ciprian, domnul cu doctor. acest Ciprian, ai avut o altfel de relație decât cu ceilalți pacienți. Și mai mult, bolnavul respectiv a venit și mi-a povestit că v-a surprins în timp ce erai cu acest pacient al nostru. Deci Firea. nu mă interesează, e problema ta, dar dacă tu nu-mi recunoști în momentul ăsta, deci între a fi un medic de succes și a fi șomeră, stă semnătura mea. Știu asta, domnul doctor. Și îmi pare rău, na, ce să zic. Sunt oricum, dacă se află în afară de faptul că nu o să mai am servici, îmi pierd și soțul și mi s-ar întâmpla un lucru foarte greu. Vă rog frumos să mă înțelegeți. Tu ai avut relații cu pacientul în spital la noi? Recunoaște. Nu, dar gândește-te. Da, am avut într-o seară. Deci s-a întâmplat în spital. Doar într-una din seri. Și în spital? Da, în spital, acolo, în salon. Și tu cum te simți în momentul ăsta? Adică, sau, nu știu, atunci, nu. Penibil, vă dați seama, jenant, n-am cuvinte. Mi-e rușine, în primul rând, de dumneavoastră, care îmi sunteți superiori și ați aflat așa ceva și trebuie să discutăm astfel de lucruri. Ești fata spitalului sau, adică vine orice pacient sau unul mai drăguț și. Nu vorbiți chiar așa, nu sunt așa. A fost un moment, nu știu ce a fost cu mine. Nu am control pe ce am făcut atunci. A fost un tip cu care am vorbit mai multe, mi s-a părut de treabă. Aveam și eu probleme în căsnicie în perioada aia și îmi pare foarte rău, vă dați seama. Acum spuneți dumneavoastră ce să fac. Dar unde s-a întâmplat treaba asta? Acolo, în salon, pe patul pacientului. Nu mai era nimeni? Mai era un pacient mai bătrân, dar dormea chiar și sfărăia la un moment dat și am zis că nu aude.
nu m-am gândit atunci. Am zis că o să se întâmple repede și... Da, e foarte urât. A fost doar nevoia momentului și acum aș da orice să dau timp înapoi să nu mai fac lucrul ăsta așa urât și jenant. Eu nu sunt o femeie ușoară, nu fac asta la ordinea zilei. Poate că asta v-am lăsat impresia și mai ales la ce lucru jenant s-a întâmplat. Nu sunt așa, eu am avut niște probleme atunci și a trebuit să mă descarc și am vorbit cu băiatul acela, era de treabă, așa părea, și m-a ascultat, era și simpatic. Eu aveam probleme de căsnicie, bărbații, mă rog, și acum le avem, mai bine nu mă găsătoream, bărbații mi s-a luat și bea. Am găsit și eu un refugiu în seara aia. Și să-mi spune și mie, o să mă dați afară în urma ce s-a întâmplat? Depinde de tine problema asta. Depinde de tine. Nu știu ce gânduri ai tu, nu știu ce vrei tu să urmezi. Păi dumneavoastră, eu aștept să-mi spuneți dumneavoastră ce să fac. Mi-a spus că dacă vă recunosc, e mai bine, că o să fie mult mai bine. Eu nu vreau să-mi pierd locul de muncă. Tu de cât timp ești la noi în spital? De 2 ani. Tu de 2 ani de zile de când ești în spital, ai mai văzut lucruri de genul ăsta? Adică... Mai sunt, da, știți, colegi, nu sunt nici ei, colegele, nu sunt ușă de biserică. Se mai întâmplă astfel de lucruri. Am avut eu ghinionul să mă spună cineva, să fiu părâtă. Colegii se mai combină la noi, între ei, în gărzile de noapte, așa se mai întâmplă. De asta am și făcut treaba asta, știam că au mai avut loc treburi de genul ăsta și... Se combină cu pacienți? Domnii doctori, cu asistentele, colegele mele și ce să zic, nu că m-am inspirat, mi-am permis și eu. Cine se combină? Ai putea să-mi spui cine se combină? Nu mă interesează pe mine lucrurile astea, nu pot să vorbesc. Eu nu o să spun niciodată, n-aș putea să... Nu recunosc vina mea, am greșit și cu asta basta, nu am ce să fac. Vă rog frumos să mă iertați că v-am pus într-o astfel de postură și vă promit solemn și în față când o să vă văd că nu o să mai fac idioțenii de-astea în spital. În altă ordine de idei, acum că ne-am făcut confidențe, tu peste 2 săptămâni ce faci? Peste 2 săptămâni când? Probabil că o să lucrez. Da, o să mai lucrez în continuare. Și știi de ce o să lucrez în continuare? Pentru că ești o fată foarte drăguță și fetele drăguțe întotdeauna au trecere la mine, precum bine știi. Și pentru că ai fost sincer, în primul rând, cu o semnătură te scoteam din sistemul sanitar, crede-mă. Recunosc și îmi pare rău încă o dată că s-a întâmplat așa ceva și v-am spus că vă promit, nu o să se mai întâmple, nu o să auziți. Cel puțin dacă rămân în spital și o să lucrez în continuare, mie îmi place foarte mult jobul acesta și pe plan profesional nu are absolut nimeni ce să-mi reproșeze. Peste 2 săptămâni, pe weekend, ce faci? Domnul doctor, eu nu mai știu ce o să fac mâine în condițiile astea. Sunt foarte emoționată, mă simt prost față de dumneavoastră. Ai. Nu știu ce fac, nu cred că am program. Vreți să vin să lucrez și în weekend? Nu-i problema, eu vin. Nu, e vorba că eu o să fiu invitat la un congres de medicină la Zurich și voiam să-ți fac o invitație. Și, adică și să, cu ce? Să mergi cu mine la Zurich. Ai putea? Eu aș vrea, nu știu ce să vă zic, aș vrea să mă duc și eu acasă, să vorbesc cu soțul, să-i spun cât durează, un weekend, adică 2 nopți? Păi nu, ar fi plecarea de joi seara și întoarcerea luni dimineață. E un congres de medicină la... Deci 4 nopți. Îmi permiteți, vă rog, să mă gândesc până mâine dimineață. Nu pot să iau decizii de una singură, mai ales așa, sunt căsătorită, v-am spus. Bun, trebuie și să ai putea să-mi dai răspunsul mâine dimineață, da? Mâine dimineață, da, vă spun concret. V-am spus, eu îmi doresc foarte mult să vin. Nu vreau să te simți obligată, forțată, nu știu ce. Nu, Doamne ferește, dacă dumneavoastră spuneți, fac ce spuneți dumneavoastră. Orice. Păi atunci revin eu cu un telefon mâine dimineață, da? Aștept telefonul dumneavoastră. Vă mulțumesc mult pentru înțelegere.